Începem un studiu extraordinar de important și anume începem să studiem împreună cartea Ezechiel. Să nu vi se pară, să nu vi se pară grea. Ea este la prima citire, este dificilă. Dar vreau să vă mărturisesc. Că în măsură ce ne vom adânci privirile în Cuvântul acesta al lui Dumnezeu transmis prin Ezechiel, vom simți cât de aproape este Dumnezeu de noi. Uneori cu judecata, dar decât să te simți singur, mai bine să-i simți și noi, aua, nu iaua, nu-i așa? pentru că el zice că folosește nu pentru cel pe care îl iubește. Cartea Ezechiel ne va pregăti să trăim cu fruntea ridicată, cu demnitate, în mijlocul unei societăți care se duce tot mai în jos, din punct de vedere spiritual, moral, social, veți înțelege evenimente care se întâmplă sub ochii noștri. Descoperind cum lucrează Dumnezeu în istorie. Duminica viitoare va fi primul mesaj din Cartea Ezechiel, un mesaj introductiv din primele capitole. Vă mărturisesc că atunci când am citit prima, din nou, prima oară Ezechiel, ca să pregătesc studiu, și mie mi s-a părut dificil. Acum mi se pare una din cele mai limpezi cărți din Scriptură. În anii 60-70 a început în Statele Unite o revoltă împotriva instituțiilor, orice instituții. Atunci a început mișcarea hippie, Uți cu drogurile, rocul, satanismul și a măturat America. Am cunoscut un profesor de la Yale, una din cele mai prestigioase universități din lume, Harvard, Yale, cine n-a auzit de ele? Și era în fruntea studenților în protestele de stradă. Zice, până într-o zi, când studenții mi-au făcut o surpriză erau în față polițiștii să blocheze ca studenții să nu intre peste clădirea Congresului American. Și zice, deodată au scos pungi cu fecale și au început să le arunce peste polițiști. Convinși că mă voi distra grozav. Și am zis, el fiind ateu, unde am ajuns? Ce dăm societății? Demolăm! Dar ce dăm? Fecale? Asta e societatea fără Dumnezeu. Și s-a dus la un prieten de lui evreu și a zis, ce se întâmplă cu noi? Și a spus, ești un om mediocru. De-aia nu o să ieși niciodată din starea asta. Ce înseamnă că sunt mediocru? Citești o carte și pui gândurile tale în ea. în loc să descoperi ce spune autorul. Omul s-a dus acasă, a luat Biblia, a citit Biblia, lăsând să-i vorbească Dumnezeu din această carte, nu să-și pună el gândurile în carte. Și a ajuns unul din cei mai smeriți ucenici ai Domnului Isus și un mare teolog în Statele Unite. Eu l-am cunoscut acum când preda, când vorbea despre Domnul Isus. Pentru că atunci când a lăsat să-i vorbească cuvântul, nu se-și pune el gândurile lui și prejudecățile lui în Biblie, l-a descoperit pe Dumnezeu. A scris una din cele mai frumoase lucrări de teologie, o trilogie despre Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Thomas Oden. Dar știți ce a pătruns în biserici din revolta aceea anti-instituțională? Jesus, yes! Church, no! Iisus, da! Biserica, nu! No. Și eu vreau să vă provoc în această dimineață să vă întreb, puteți voi să-L iubiți pe Iisus Hristos și să nu iubiți mireasa? Poate cineva să-L iubească pe Hristos și să nu iubească mireasa? Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. A, eu sunt numai cu Domnul Isus, eu îl iubesc pe Domnul Isus, dar nu vreau să am de-a face cu ceilalți. Biserica este minunea lui Dumnezeu în fiecare generație. În dragoste nu este frică. Mi-e frică să mă duc la un grup. Dacă o să afle, eu știu, mă scap și spun ceva din familia mea să se roage pentru mine, eu știu și dacă mă vor vorbi de rău. Aia nu-i biserică. Și acolo unde simțim unii cu alții, în frică, în dragoste nu este frică. În dragoste nu este frică. Ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. V-am spus a trecută că biserica se adună în public să-L celebreze pe Dumnezeu. Să stăm în fața cuvântului și mi-a venit în minte săptămâna aceasta ce s-a întâmplat în vremea lui Ezechia. Ezechia a văzut că s-a prăbușit regatul de nord. La anul 722, Samaria a fost cucerită de asirieni, evrei i -i duși în robie. Și în locul lor a dus ceea ce se vor numi mai târziu samaritenii. Și Ezechia s-a speriat și a întors inima spre Domnul și a chemat poporul la pocăință. A chemat poporul să sărbătorească Paștele. Știți cât a sărbătorit? Întâi o săptămână, în fiecare zi cântau, în fiecare zi se rugau, în fiecare zi lăudau pe Domnul. Și apoi au fost de părere să mai sărbătorească o săptămână. Și tot poporul a stat acolo și au mai sărbătorit o săptămână. Când s-au isprăvit toate acestea, toți cei din Israel care erau de față au plecat în cetățile lui Iuda și au sfărâmat stâlpii idolești, au tăiat astartele, au surpat înălțimile, altarele din Iuda, Beniamin, Efraim, Manase. Ce se întâmplă când te închini lui Dumnezeu? Te întorci acasă și începi să demolezi idolii. Nu-i așa? Ne adunăm împreună ca să ne răspândim. Dar să ne răspândim cu această dedicare pentru Domnul. Ne adunăm împreună să-l celebrăm pe Dumnezeu. Și ne adunăm în grupuri mici, pentru că Domnul Iisus a făcut o promisiune specială. El a zis, iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Dar dacă doi sau trei se adună în numele meu, știți ce a spus Domnul Iisus? Eu sunt în mijlocul lor. Eu sunt în mijlocul lor. Haideți să Îl iubim pe Domnul Isus, iubind strângerea noastră la oaltă și în aceste grupuri mici. E greu, trebuie plătit un preț. Trebuie plătit un preț. Încercați să deschideți casele, încercați să veniți împreună. Și sigur, în felul acesta, să învățăm să-l slujim pe Domnul. Despre creștinii din Tesalonic, Pavel spune, până și societatea și cei din jur mărturisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la Idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Da? Oamenii zic, mă și întoarce la Dumnezeu să mă ierte de păcate. Pavel zice, s-au întors la Dumnezeu ca să slujească pe Dumnezeu. Să-L slujească, ne-am întors la Dumnezeu ca să-L slujim. Da, El ne oferă darul iertării, dar ne-am întors la El ca să-L slujim. Și astăzi mesajul ne-a spus că Iisus ori este pe primul loc, ori nu este deloc în inimile noastre. De ce vreau să vă încurajez? Dacă veți veni duminica viitoare și nici măcar nu veți citi cele trei capitole, primele trei capitole din Ezechiel, în această săptămână, și dacă, fără să luați acel ghid, vă veți simți cum am simțit eu, oarecum stingher la început, n-am pus acolo lucruri care le-am descoperit din cuvânt, ci am pus acolo numai lucruri care cred că sunt necesare Ca să vă orientați mai ușor în Cuvânt. Dar dacă veți veni duminica viitoare aici în, în adunare, o să aveți impresia că vorbim în limbi, că nu veți pricepe nimic. Citiți Cuvântul, aprofundați-vă în Cuvânt. Și când suntem împreună, fie toți împreună, E în grupuri mici, să ne adâncim în Cuvânt și veți vedea ce lucrează Dumnezeu, Duhului Dumnezeu în viețile noastre prin Cuvântul Sfintelor Scripturii. E o vorbă, ține aproape. Haideți, țineți aproape. Știți, haideți să ținem aproape. Aceasta este comunitatea autentică în care. Nu ne adunăm ca să discutăm despre alții, ci doar despre Domnul. Duminica viitoare vom avea cina Domnului. Duminica viitoare vom începe studiul și ca predică din Ezechiel. Dar vă invit de mâine dimineață. Faceți-vă câteva minute în fiecare zi să citiți din Cuvântul Domnului, să meditați și. Duminica, chiar în după masa asta, o, o întâlnire de bun venit după o vacanță așa de lungă de vară.